Bun găsit! Am întârziat puțin, fiindcă m-a sunat Moș Nicolae, ci că pădurile României riscă să fie defrișate total la câte jordițe trebuie să aducă. Doamnelor și domnilor, mâine vine Moș Nicolae. Probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați pregătit deja ghetuțele pentru cadouri. Acum, ce-i drept, depinde și de zona în care locuiți. Dacă stați pe lângă Casa Regală din Turnișor, cel mai mare cadou este să vă mai găsiți a doua zi ghetuțele. Am auzit că Moș Nicolae, având atât de multe jordițe de dus la politicieni, merge nu cu Sania, ci cu Ifronul la ei. Serios acum, lustruiți-vă cismulițele, ștergeți-le bine până nu se mai vede pe ele, votați Mircea Cazan. Și așteptați cadourile. Un amănunt însă, foarte important, legat de ghetuțe. Nu uitați să le scoateți din picioare. Dar, dragilor, o veste tulburătoare a circulat săptămâna trecută pe internet, anume aceea că Ghiță Ciobanu a murit. Pe pagina sa de Facebook erau mesaje de condoleanțe, a fost o adevărată nebunie. Bine că n-a fost adevărat. Pe de altă parte, îmi permis să vă aduc aminte, niciun mort nu e mort dacă nu transmite RTV de lângă Sicriu. Oricum am înțeles că Ghiță Ciobanu o să aibă semnal la telefon și pe lumea ailaltă. Că deși pierde întristarea și suspinarea, semnalul nu pierde. Apropo de RTV, l-am văzut în ultima lună, cred, că de două ori la România TV pe Traian Băsescu. Vă aduceți aminte cam ce era la gura lui când venea vorba despre Sebastian Ghiță și acum ia cătă-l la televiziunea lui. Mai lipsește să-l văd pe Patapievici la Taraf TV și apoi pot spune că le-am văzut chiar pe toate. Ce-i drept, domnul președinte Băsescu pare într-o goană nebună după apariții. Presupun că la Cartoon Network e următoarea emisiune programată. În fine. Doamnelor și domnilor, Moș Nicolae le-a spus celor care au cerut-o pe ea drept cadou, nu că nu încape în sacul lui, ci că nu încape ea în cizmele lor. Raluca, doamnelor, domnilor! Bună seara, bun venit! Fără jordiță, am scăpat. Nu am primit jordiță. Nu, și nici n-ai adus, și nici n-ai adus, e bine. Doamnelor, domnilor, nu lungim prea mult vorba, începem ediția în această seară cu o primă întâlnire. Anca Nițoi de la Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu vine să ne vorbească despre un proiect deosebit de generos. O să vedeți foarte multe etape și foarte bine primite în comunitate. Un proiect care a avut loc, s-a încheiat pe parcursul, a fost desfășurat pe parcursul întregului an, un proiect dedicat comunității din Târnăvia. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, primul nostru invitat este Anca Nițoi. Anca Nițoi reprezintă în această seară aici Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, despre care ați tot auzit în ultimele luni și despre care ar trebui să auziți de asemenea, că a reușit să ducă la bun sfârșit unul dintre cele mai mari proiecte ale sale, ale asociației, cu efecte deosebite într-o comunitate aflată la ceva distanță de Sibiu. E vorba de Târnăvioara. Ăsta e un sat, cartier aparținător orașului Copșa Mică. Mulțumesc pentru prezența, Anca. Mulțumesc pentru invitație. Proiectul la final, dar până să vorbim despre final, să vorbim despre proiect, despre conținutul acestui proiect. Ce și-a dorit să facă? Da. Proiectul
a fost conceput pe mai multe etape și pe mai multe idei. Noi am încercat, în primul rând, să conștientizăm oamenii din Târnăvioara de ce sat frumos au. Am încercat în același timp să începem reabilitarea patrimoniului pe care l-au respectiv casele vechi, care sunt foarte valoroase din punctul meu de vedere, au un fond locuit foarte, foarte valoros. Și în același timp am încercat să popularizăm și să aducem la lumină, de fapt, ce reprezintă Târnăvioara, ce a reprezentat și ce poate reprezenta de acum încolo. Ați reușit toate astea? Eu zic că da. Cea mai ușoară parte a fost, de fapt, partea de reabilitare. Surprinzător, probabil. Pentru mine, da. Pentru mine, care la început am zis că ar putea să fie cea mai grea, de fapt s-a dovedit cea mai ușoară. Pentru că am reușit în cadrul proiectului să reabilităm 5 fațade, dintre care o casă aproape în întregime, cea a Centrului Cultural al Diversității Europene, de fapt, locul unde de acum încolo și până acum s-au desfășurat majoritatea acțiunilor din cadrul proiectului la Târnăvioara. Foarte important și, de fapt, cea mai grea parte a proiectului din punctul meu de vedere a fost convingerea implicării comunității în desfășurarea tuturor acțiunilor, pentru că au fost destul de sceptici. Chiar ieri am terminat... Se gândeau dacă are vreun rost. Da, am terminat dându-le diplome și la inițial când ne-am spus, știi, anul trecut, că uitați, noi, de fapt, noi venim de la Sibiu, dar cei care trebuie să se implice în comunitate, ar fi bine sau ar trebui, sunteți dumneavoastră, că, de fapt, tot ce ne dorim să facem este pentru dumneavoastră în cadrul proiectului. Ieri s-au bucurat și au zis, să știți că ați avut dreptate, că la început am fost foarte sceptici dacă ni le dați sau nu. Așa. Și oamenii, până n-au văzut că se face efectiv ceva, au zis, atât de multe vorbe s-au spus, da, până corect, acum, corect. Și au existat oarecare reticență. Practic, diplomele care au ajuns la ei, iată, acum de curând, sunt diplome care atestă faptul că ei sunt pregătiți în, putem să spunem, meșteșug? Meserii tradiționale. Meserii tradiționale. Da, da. Asta ce a însemnat? Asta a însemnat că pe parcursul acestui an, fie dintre ei, fie adus din afară, au venit și au exersat, ca să zic așa. Da, deci noi ne-am adresat celor din Târnăvioara. Adică noi ne-am dorit ca oamenii de acolo să fie, de fapt, principalii beneficiari. Și au învățat ei de la ei? Sau? Nu, au existat ateliere care, de fapt, au fost... Lucrurile oarecum s-au întrepătruns. Noi prin aceste ateliere am reușit partea fizică de reabilitare și tot prin ateliere am reușit cu ajutorul unor lectori, respectiv meșteri tradiționali care cunoșteau foarte bine meserile, să învățăm pe ei, să învățăm, să îi perfecționăm, pentru că n-ar fi cinstit față de ei să nu spunem că au pornit de la zero. Adică majoritatea dintre ei aveau cunoștințele de bază. Doar că sunt anumite operațiuni în cadrul fiecărei acestor meserii pe care ei le-au deprins în cadrul atelierelor, care au avut nevoie de puțin mai multă atenție. Și să știi că, de fapt, prin aceste ateliere s-a realizat partea fizică, cum spuneam, dar în același timp ei au reușit să înțeleagă ce valoros este satul lor, să poată să-și dea seama că își pot face și acasă singuri o grămadă de lucruri, să-și repare, de exemplu, obloanele vechi, fără să le arunce și să-și pună faimoasele termopane de care sau chiar low, e păcat să-și strice geamurile, sau dacă aveau părți de feronerie veche care se pot repara. Și asta au învățat. Da, era următoarea mea întrebare, scuză-mă. Mai concret, ce au învățat? Au învățat în domeniul lemnului, în domeniul fierului? Au existat patru ateliere, trei dedicate domnilor, unul dedicat doamnelor. Au existat atelier de prelucrare a lemnului în mod tradițional și aici ne referim la tot ce înseamnă partea de lemn din cadrul unui imobil, că de fapt noi asta ne-am dorit, să le arătăm că poate să-și construiască sau să-și repare lucruri care lor li sunt folositoare. Adică le sunt folositoare. Poartă obloane, uși, giugiuvele, deci lucruri care dacă nu ar fi trebuit să le cumpere. Correct. Sau, ok, cumper lemnul, dar ți le confecționezi singur acasă. Așa, un atelier de prelucrare a metalelor, dar tot în același scop de reabilitare.
și un atelier de tencuier și finisaje, prin care ei au învățat o metode tradiționale de realizare a tencuielilor. Adică nu cum sunt acum, luăm lavabil, o punem pe perete sau pe sunt lavabil de exterior și mi-a făcut casa mov, roz, turcoaz sau alte asemenea culori. Au reușit prin cadrul atelierului, prin discuțiile care le-au avut cu lectorii, să înțeleagă și un paletar de culori care este mult mai adecvat. Dar am auzit ceva apropo de culori. Da. Aveau o culoare arhi-întâlnită, de fapt, în tot sudul Transilvaniei. În tot sudul, Mândra Mărie. Un albastru era. Da, este un albastru. Una dintre casele pe care noi le-am reabilitat, a fost și reabilitat în această culoare de Mândră Mărie. Domnul primar a fost foarte încântat și își dorește ca anul viitor, în următoarea etapă de continuare, de fapt, a proiectului, casa care o reabilitează să fie colorată în această Mândră Mărie, albastru de Transilvania. Ce să zic, oamenii au fost foarte încântați după ce și-au dat seama că de fapt este pentru ei. Că tot ce am încercat noi prin acest proiect este să le retrezim mândria locală, să le îi facem să conștientizeze ce valori au în satul lor, că de fapt asta ne-am dorit. Dar case foarte frumoase și porți foarte frumoase, m-am bucurat să văd asta, vezi că într-un fel zici, domne, e rău când comunitățile nu au bani. În cazul ăsta, a fost bine. Cu tot respectul, a fost bine că nu au avut bani, fiindcă dacă aveau, interveneau și modernizau, poate nu în cele mai bune condiții. Cu siguranță. Obiective care acum, iată, ne plac tuturor. Am văzut case foarte frumoase, porți foarte frumoase, care puse în antiteză cu ceea ce s-a modernizat, fac diferența. Este adevărat. Și marele noroc este că în comunitatea din Târnăvioara sunt foarte puține imobile care au fost modernizate. Mm-hmm. Adică, vorba ta, faptul că nu au avut atât de mulți bani, o putere economică mare, i-au determinat să-și păstreze casele așa cum au fost. Surprinzător, și cred că aici ajungem la atelierul dedicat doamnelor, da. Surprinzător poate, dar pentru ei sigur surprinzător, a fost efectul pe care l-au produs în rândul comunității județene, ca să spun așa, prin prezențele lor în municipiul Sibiu, când au venit cu produse culinare făcute acolo. Exact. Cred că a fost o surpriză și pentru ei de ce succes s-au bucurat. Da, e adevărat. Noi, în cadrul atelierului de gastronomie tradițională, ne-am gândit, au fost mai multe discuții cu doamne și am zis, ce vreți? Ce faceți dumneavoastră tradițional? Sau ce aveți, ce puneți pe iarnă și vă gândiți că vă puteți înțelege să faceți, astfel încât ulterior să încercăm să popularizăm și să aveți și un beneficiu financiar după acest atelier. Ele au fost oarecum sceptice. Am avut într-adevăr și acel târg branch în care au văzut că totuși oamenii sunt interesați. Da. Și datorită generozității și disponibilității Complexului Național Muzeal Astra, partener într-adevăr în cadrul proiectului, acum 2-3 săptămâni am avut târgul comunităților rurale pe care Complexul Muzeal Astra îl desfășoară în muzeul din aer liber, în cadrul târgului de țară și unde doamnele au gătit mâncăruri așa cum gătesc acasă la Târnăvioara și s-au bucurat de așa un succes din partea vizitatorilor, încât nu le venea să creadă, adică venea și ziceau, Doamne Anca, ați văzut câte lume e la coadă, nu mai avem timp să vindem. Da, da. Și, cum să zic, pentru mine personal a fost o foarte mare bucurie, că le-am văzut că sunt entuziasmate și că își doresc să facă și că își doresc să continue aceste exerciții. Asta poate însemna în viitor o sursă reală de venit pentru ei, dacă se țin de treabă și dacă și muzeul și IOS-ul îi ajută să ajungă în Sibiu să se expună, nu altfel. În urma succesului pe care l-au avut la în muzeul în aer liber, domnul director al Complexului Național Muzeal Astra le-a propus o colaborare, astfel încât una dintre căsuțele pe care le iau în târgul de țară le va fi dedicată comunității. Excelent. Din Târnăvioara. Dar unde vor să vândă. Deci fiecare, asta depinde de foarte mult de ele. Dar eu le-am văzut și acum atât de hotărâte să facă ceva în continuare, încât chiar nu cred că această parte din proiect va muri, pentru că sunt foarte, foarte entuziasmate de succesul pe care l-au obținut. E interesant, fiindcă
Fiind un atelier culinar la Târnăvioara, firește că ne-am dus și noi. Dacă a fost vorba de mâncare, nu puteam lipsi. Am participat la brunch, am gustat, iar apoi după o vreme când ne-am reîntâlnit la Sibiu, am vrut zacuscă, am vrut sirop, și credeți-mă, nu mai aveau. Au spus, da, am făcut, ne-am gândit că o să vindem, am vândut și nu mai avem. Vom mai avea, dar acum nu mai avem. Semn că a mers foarte bine și lumea a fost foarte interesantă, produse deosebite la gust, fiindcă, știi, întotdeauna fiecare când se duce la un brunch sau la o astfel de activitate, vine cu ceea ce știa el de la el de acasă, de la mama, de la bunica și așa mai departe. Și când te duci și descoperi exact gustul la care te aștepți, ți se răstoarnă tot universul și firește că vrei mai mult, vrei să cumperi, vrei să mănânci și așa mai departe. Pentru mine a fost surpriză că, de exemplu, eu m-am îndrăgostit de zacusca cu fasole. Mie îmi place la nebunie așa. Și acum când m-am dus ieri să mai discut ultima oară și să povestim de diplome și să le dau și să le mulțumesc pentru participare, am zis, aș mai vrea vreo 4 borcane și am zis, dar nu mai avem numai 2, dați-le și altele două care nu mai avem. Așa. Bun, din punctul ăsta de vedere, evident o reușită, fațadă reabilitate, porți reabilitate, centrul diversității europene. Ce se va întâmpla acolo, de fapt? De acum încolo? Ce s-a întâmplat anul ăsta știm? Ce se va întâmpla de acum Ce se va întâmpla în continuare împreună cu partenerii noștri, cu Primăria Orașului Copșa Mică și cu Complexul Național Muzeal Astra, vom desfășura începând de anul viitor încă o serie de ateliere. Domnul primar deja avea o idee că vrea să învețe pe copilașii din Târnăvioara încă o meserie tradițională. Au fost deja, nu vreau să dezvălui mai multe pentru că fiind ideea dânsului chiar nu vreau să îi spun. E foarte entuziasmat oricum de idee. Cei de la Astra au fost foarte deschiși și au spus că fără probleme se va colabora. De asemenea, brunch-ul și ce înseamnă participarea la târgurile organizate de Muzeul Astra pe partea de gastronomie se va continua, iar în cadrul centrului, partea de reabilitare a diferitelor părți din fațadele sau cealaltă casă pe care primăria și-o dorește să o reabiliteze, se vor desfășura în cadrul centrului. Astfel încât încercăm să avem activități tot timpul. De asemenea, împreună cu domnul primar, încercăm și anul viitor să avem o universitate de vară pe arhitectură și reabilitare, așa cum ar fi de fapt a treia ediție, care să se desfășoare tot în cadrul Centrului Cultural al Diversității Europene care există la Târnăvioara. Deci, clădirea în sine va fi vie, pentru că întotdeauna vor exista tot felul de acțiuni, de activități pe care ni le dorim să se întâmple acolo împreună cu cei doi parteneri. Eu cred că a fost un an foarte greu pentru voi, dar dacă, de asemenea, cred că dacă te uiți în urmă, la poze, la imagini sau pur și simplu te duci cu gândul înapoi, ai marea satisfacție că au fost momente deosebit de frumoase. Întâlnirile cu oamenii, întâlnirile profesioniștilor care s-au adunat acolo. Momente chiar plăcute. Folclor s-au organizat pentru ei. Sincer îți spun, pentru mine a fost o foarte mare provocare. Nu am mai participat la un proiect așa de mare până acum și niciun caz să-l coordonez. Adică au fost așa un pic amețitor, dar cel mai mult și cea mai mare, cum să zic, satisfacție pentru mine a fost mulțumirile pe care le-am primit ieri. Uh-huh. Și faptul că oamenii, dacă mergi pe stradă, am ajuns să mă cunoască lumea din afară. Dacă mă duc la primărie la Copșa Mică, am ajuns să mă cunosc cu lumea de acolo. Foarte și că bine. Toată lumea întreabă ce mai faceți, când mai veniți la noi, ce mai facem împreună și așa. Și aprecierea oamenilor și un zâmbet și o mulțumire pentru bine este cea mai mare satisfacție. E foarte important că oamenii, deși sceptici la început, iată au căpătat încredere în proiectele desfășurate de IOS, primărie și de Complexul Național Muzeal al Astra și nu au fost dezamăgiți. Asta e foarte important. Că au ajuns la final de proiect și au primit diplome care atestă calitățile lor în domeniile la care am făcut și noi referire înainte și în felul ăsta poate, dar asta depinde de mai mulți factori, în felul ăsta poate vor fi și ei motor la alte proiecte în comunitatea. Acum, de exemplu, o parte dintre ei știu că deja își strâng actele să-și facă PFA-uri. PFA-uri, da?
pentru că vor să lucreze în continuare în ideea în care și primăria a spus întotdeauna că ea își dorește ca acest proiect de reabilitare să continue, dar cu oamenii din sat, cu oamenii care au învățat deja meseriile sau... O paranteză aici pentru, de ordin juridic pentru cei care ne privesc. Primăria orașului Copșa Mică deține încă imobile în Târnăvioara, da, și de aceea e direct implicată și poate să le reabiliteze cu oameni de acolo, păi, dacă va fi cazul. De fapt, asta, așa a fost și conceput proiectul, mm-hmm, știi? Adică totul să se desfășoare astfel încât să fie întors în comunitate, corect, să se întoarcă în comunitate, în beneficiu comunității. Mm-hmm. Și până la urmă, cred că ăsta este cel mai mare câștig, că oamenii au înțeles că, de fapt, noi nu am venit de la Sibiu, v-am zugrăvit 5 case și am plecat înapoi la Sibiu și nu ne mai interesează ce faceți voi mai departe, că noi ne-am făcut proiectul și chiar nu mai e treaba noastră după aceea. Da. Ei au înțeles că, de fapt, ei sunt cei mai mari beneficiari, că ei se pot ajuta singuri, că de fapt asta ne-am dorit, mm-hmm, și că în continuare beneficiază de ajutorul nostru consultativ sau și fizic dacă e nevoie, pentru orice este nevoie. Ca și paranteză, doamnele din Târnăvioara se gândesc serios să-și organizeze o asociație a femeilor din Târnăvioara astfel încât să poată desfășura legal toate activitățile de gastronomie. Se pare și normal, excelent. Și chiar povesteam cu ele ieri că am zis că după ce trec sărbătorile și ne mai mișim, așa mergem și ne întâlnim toți, mm-hmm, și facem așa o șuetă între doamne și ne apucăm să scriem pe hârtie ce își doresc mai departe și cum va arăta asociația. Excelent! Târnăvioara a prins din nou viață și datorită acestui proiect. De altfel, că s-au aliniat cumva planetele. Știți, uneori nu e suficient să vrea unul, trebuie să vrea toți. Ei bine, de această dată chiar au vrut toți. A fost IOS-ul care a venit cu finanțarea europeană împreună cu primăria, apoi cu Complexul Național Muzeal Astra, au găsit deschidere într-un final și în rândul membrilor comunității. Practic toate planetele s-au aliniat și a ieșit un lucru senzațional. Da. O mențiune specială, apropo, că a fost pomenit și în discuțiile astea și în discuțiile de dățile trecute, o mențiune de specială pentru primăria orașului Copșa Mică, condusă de Dudu Mihalache, care de altfel va veni mâine aici la emisiune și care a dovedit o implicare totală. Oameni care sâmbătă, duminică, veneau, întrebau, dar de ce mai e nevoie? Au avut propriile lor inițiative de asemenea. Oameni care s-au mișcat foarte, foarte bine. Da, este adevărat. Fără Dudu și fără energia care o are și care câteodată pentru restul meu este obositoare. Așa. Nu cred că s-ar fi putut desfășura într-un asemenea manieră proiectul. Și, într-adevăr, el este, cred, motorul tuturor acțiunilor care se întâmplă în acea comunitate. Și oricum ieri a fost foarte drăguț și a zis: vă mulțumesc din suflet că a ieșit exact așa cum i-am gândit eu că o să ies. Perfect atunci. De altfel, mai multe informații vom avea chiar de la primar mâine, când vom discuta și despre, evident, și despre alte lucruri din Copșa Mică și din Târnăvioara, inevitabil. Mulțumesc, Anca Nisoi, pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, deschidem întâlnirile din această seară cu un dialog, îmi place mie să cred, special, fiindcă invitatul este unul special. A venit alături de noi profesor universitar dr. Dan Sabo. Mulțumesc pentru întâlnire. La mine pe masă, Raluca spunea că sunt eu un pic mai puțin obișnuit cu medaliile și cu diplomele. Are foarte mare dreptate. La mine pe masă, deci, o foarte mică parte, o infimă parte, nici măcar nu sunt neapărat cele mai recente, dar o foarte mică parte din brevetele ultimei perioade. Toată lumea vă asociază cu invenții în domeniul medical. Și poate ar fi important să spunem telespectatorilor care sunt cele mai recente, fiindcă nu știu dacă acestea sunt brevetele lor, dar știu că au fost... Sunt brevete și sunt rezultatul a unei investigații a OSIM-ului de minimum 2 ani în legătură cu propunerea pe care o faci. Deci asta înseamnă că produsul în sine este certificat ca fiind original în momentul în care apare, după un studiu extrem de atent, de utilitate, dar mai ales de originalitate, și care presupune un efort semnificativ. Asta și face ca, din punct de vedere al evaluării, brevetul în sine să constituie un punctaj cu totul special, adică genul ăsta de brevete, de exemplu, valorează 1000 de puncte,
Există în momentul în care un articol la o revistă de afară, cotată ISIM, valorează 300 de puncte. Deci, în sfârșit, am restabilit poziția brevetului pentru că o lungă perioadă erau punctate zero. Bun. Și la cine ajută? La ce ajută pe un inventator, pe un, o astfel de personalitate? Ajută punctele alea? Punctele îl ajută în evaluarea universitară, care are o semnificativă importanță, dat fiindcă încercăm, dacă se poate, ca cercetarea să ocupe un loc artificial mai bun decât se bucură în viziunea guvernului, de exemplu, care din PIB alocă 0, păi încercăm, pentru că de-aia vă spun, pașii pe care i-am făcut în urmă cu 10 ani, brevetele nu contau. La momentul respectiv, la Academie, am discutat cam care ar fi raportul dintre brevet și articol. Am stabilit că ar trebui să fie de cel puțin 5 ori mai mare. Am reușit să fie de 3,3 ori mai mare decât un articol bine cotat. Deci a fost un pas și vreau să spun că merită să fie făcut. În același timp există și brevete, dar aici intervin niște costuri semnificative suplimentare, brevete internaționale. Astea sunt niște brevete recunoscute internațional, dar nu sunt niște brevete internaționale, care înseamnă 5.000 de puncte brevetul internațional, sigur că da. Iar un brevet triadic, adică Statele Unite, Japonia, Uniunea Europeană, triadic, înseamnă 15.000 de puncte. Deci se recunoaște în lume rolul originalității unei propuneri, mai ales și inevitabil dacă are și efect asupra vieții. O chestiune. La obținerea acestor brevete, nu neapărat la obținerea fizică a hârtiei, a brevetului, ci la întregul concept, cât aport are statul român prin, nu știu, prin finanțări, prin găzduire, prin, nu știu, are vreo influență statul român? Are vreun ajutor în obținerea acestor brevete? Din nefericire, nu. Din nefericire, relația inventator-statul român este una care ține doar de incapacitatea inventatorului de a se opri din creativitate. Ceea ce evident că are, să zic eu, un impact frenator asupra demersului în sine al inventivității. De bine de rău, totuși, în acest an, după o serie de demersuri, mi s-a oferit un spațiu care înseamnă Departamentul de Cercetare, Centrul de Cercetare, chirurgie deschisă, mini-invazivă, inovatoare. Eu personal mă ocup de chirurgie. Un colectiv semnificativ de oameni în jurul meu interesați, începând cu studenții, adică nu începând cu studenții, master în medicină, rezidențiatul este echivalentul masterului. Aici avem o problemă cu învățământul, cu medicina, cu Bolonia și cu masterul în medicină. În perioada în care am fost parlamentar și președinte de comisie, am introdus faptul că odată licențiat în medicină ai și un master. Pentru că, conform procesului Bolonia, intervalul calendaristic îți permite chiar mai mult decât atât. Rezidențiatul, părerea mea e că procesul Bolonia, de fapt, a copiat cumva sistemul de învățământ din medicină, pentru că rezidențiatul, un alt interval care ține până la 6-7 ani, în funcție de specialitate, de la 3 la 6-7 ani, chirurgia 6 ani, înseamnă de asemenea o echivalență de master, dar masterul ar dura 2 ani. În 6 ani ai putea avea 3 masteruri. Am propus cu modestie măcar 2 masterate să fie acordate în perioada rezidențiatului și căutând să împărțim lucrurile. Ce rezultă de aici? Păi de aici rezultă că fiind și singura țară care a băgat medicina în procesul Bolonia, nicio țară europeană n-a avut curaj să facă treaba asta. Noi să zicem că am făcut și dintr-o nevoie de verificare, control asupra medicinii, că cam asta se vrea, apropo și de Shanghai și de universități, de criteriile Shanghai și de universități. Am încercat să adaptăm lucrurile, dar din păcate
s-a preluat medicina fără niciun fel de element caracteristic care să moduleze relația cu procesul Bologna. Încercăm în continuare și primii pași sunt aceste masterate pe care le-am obținut. Pentru că, iarăși, între cercetătorii mei sunt foarte mulți doctoranzi, viitori doctori în științe medicale și de la care se așteaptă foarte mult, mai ales că în efortul de a crea doctori în științe medicale, în etapa de doctorand, există niște cursuri, iar cursul meu este de creativitate, de brevetare, de inventare, inovare. Domnul profesor, care este, în alte părți, relația financiară cu cercetătorul? Adică totul e la mâna statului sau există entități private care pot finanța și care finanțează actul de cercetare? Și. La noi privat există? La noi privat nu există decât... Cum nu există nici stat, așa cum ar trebui, da. Dar problema e cu statul. Da, corect. Mai ales că suntem universități de stat, încercăm noi să realizăm o serie de parteneriate cu mediul privat. Uh-huh. Se mai reușește pe aici, pe acolo. Din păcate însă, un barometru al nereușitei în medicină este faptul că pleacă medicii din țară. Da. Dacă mă întrebați treaba asta, eu vă spun pleacă medicii și atunci am răspuns. Deci e un parteneriat nereușit sau nerealizat din punctul ăsta de vedere. Iar medicina privată pe care vrem să o aplicăm peste un popor sărac, țara e bogată, dar poporul are o problemă, în mod evident duce la pauperizare suplimentară și culmea, mai ales când e vorba de sănătate. Așa că dăm o bătălie și unele dintre device-urile, dintre instrumentele și dispozitivele pe care le-am creat și trebuie să vă spun că acum am iarăși o perioadă de bilanț. În final, din punct de vedere al instrumentarului de lucru sau al inventicii de serviciu, am înaintat 140 de propuneri inovative în niște domenii, propuneri evident originale, în niște domenii în care avem și prioritate mai mult decât națională. E cum posibil, ar fi esofagul, cum ar fi chistul hidatic. E posibil ca aceste demersuri să fie puse în operă de entități străine de țară? Adică dacă România nu poate, nu știe să-și financeze rezultatele. Cu certitudine. Da. Adică goana după creiere nu e o noutate și nu se adresează numai românilor. Încercam să dovedesc cât de stupidă e toată povestea asta în care întâi îl înveți pe om, mă refer la studenți, îl înveți pe om, apoi... Școlarizezi, iertați-mă că cheltuiala începe de la anul zero sau grădiniță vreți. Și cheltuiești pe tânărul respectiv, îl aduci într-o formă performantă și el este aspirat de niște oferte semnificativ diferite, că dacă ar fi comparabile, dacă ar fi un pic mai bune, sigur românul n-ar pleca. N-ar pleca. Pentru mult mai mult pleacă. Așa este. Românul este tentat atunci când vede că nici nu poate inventa, iau strict domeniul ăsta, nici nu poate lucra cu aparatură corespunzătoare și este și plătit derizoriu de, pentru unii, mă rog, în mod normal și în conformitate cu reglementările actuale, soluția de mers la serviciu ar fi tramvaiul. Sigur, în Sibiu nu avem tramvai. Da, și atunci mergem pe jos. Și atunci, mă rog, găsim soluții. Sigur că există plata informală, aia mult hulită și atacată și mărturisesc că am intrat în politică din dorința de a îndepărta medicina de plata informală și n-am reușit, evident. Am încercat fiscalizarea plății informale, plecând de la ideea că statul, la vremea respectivă, mă întreabă. Eram, iarăși, în perioada în care eram președinte de comisie la Parlament, mă întreabă dacă e normal ca un președinte de țară sau un personaj extrem de vizibil să opereze afară. Păi cât timp noi recunoaștem că medicina românească este subfinanțată și de aici toate celelalte, mi se pare normal, pentru că fiind vorba de sănătate, adică la vremea respectivă, am considerat că sănătatea trebuie tratată în cele mai bune condiții posibile, acolo unde ai acces. Sigur, de aici apare
problema cu privatizarea, apare problema omului sărac, care începe să nu mai aibă acces nicăieri. Dar spuneți-mi ceva, fiindcă în toți anii ăștia de reforme peste reforme, mai mereu s-a spus, domne, e foarte bine să trecem spitalele în subordinea autorităților locale. S-a întâmplat lucrul ăsta, firește, pe diferite niveluri, spital județean, consiliu județean, spital municipal, consiliu local și așa mai departe. E bine că s-a întâmplat așa? E în regulă? A produs schimbarea în bine la care înțeleg că toată lumea se aștepta? Da. În principiu, în perioade de criză, și eram în plină perioadă de criză atunci când s-a făcut gestul ăsta, părerea mea este că, și iau asta din biologie, că trebuie centralizat efortul. În și nu descentralizat. Sigur că da, okay. Moment de grijă. În momentul respectiv îți poți permite, evaluând corect și având o anumită masă critică financiară de distribuit, poți să lucrezi în așa fel încât să echilibrezi lucrurile în sărăcia lor. Făcând-o corect, inevitabil. Nu? Adică corupția și atacul străzii la ora actuală mi se pare profund justificat. Păi să știți că de la cuvântul corect s-a pierdut tot raționamentul. Da. Deci de când a spus cuvântul corect? Da. Intenționat, l-am spus, recunosc. Da. Intenționat, dar îl folosesc de câte ori am ocazia, pentru că, din nefericire, corect este o antiteză a situației românești și trebuie să plecăm de la această idee dacă vrem să corectăm ceva. Dacă corect. Corect. Bun, suntem în situația în care, la momentul ăsta, spitalele sunt sub autorități, sub autoritatea instituțiilor locale. Bine, rău, nici nu mai contează. Totuși, capacitatea financiară, capacitatea de intervenție legală a autorităților, cred că este limitată. Adică pot autoritățile să susțină tot actul medical? Nu. Aici avem o problemă. Actul medical este, să zicem, compensat financiar de asigurarea medicală. De casă, ok. Asigurarea medicală are o problemă. În România asigurăm tot. Și nu avem un pachet pe care să ne fie orientat, așa zis, pachet bazal, pentru ca asigurările complementare și suplimentare să poată să și, adică cele private, să poată să intre în sistem. Păi ce ar însemna? Că eu la un moment dat am spus casei să-și facă pachetul bazal, după care să-și facă un departament pentru complementare și pentru suplimentare. Ce înseamnă complementar și suplimentar? Păi dacă am un pachet bazal, toată patologia care e în jurul pachetului bazal e complementară. Dacă am un pachet bazal și complementaritate, mă gândesc să am niște oferte de excepție, pentru oameni de excepție, financiar vorbind. Evident. Și pe care îmi solicită internet, televizor, bodyguard la ușă și mai știu eu ce chestii astea, dar care iarăși se taxează. Păi, dacă fac treaba asta din banii personajului respectiv care vrea suplimente de tipul ăsta, eu am degrevat sistemul de o cheltuială, că știți foarte bine că cei cu pile, pilă, ce-o fi asta, ce-o fi însemnând asta, da. Cei cu pile reușesc să se descurce, să îi și coste mai puțin, să fie și tratați cu prioritate, într-un sistem în care prioritatea medicală și pe principiile hipocratice ar trebui să fie toată lumea, să tratăm boala cât putem de bine. Sigur că da, unii cheltuind mai mult, că de la Hipocrate era chestia asta, pentru un sclav să plătea într-un fel, pentru un om liber ceva mai mult și pentru unul bogat mult mai mult și care compensa. E, asta sigur că înseamnă un soi de impozit progresiv, dacă vreți, și care nu e în firea liberalului, dar iarăși medicina trebuie să recunosc că are caracter liberal, dar o importantă cotă socială și inevitabilă. Coplata mai există? Coplata... Că și aia a fost, vă aduceți aminte, spune, domnule, veneau spitalele curtezi, spune, domnule, geaba că înseamnă, nu știu, benzina la o mașină să se ducă până la colț. Nu, nici măcar. Deci, coplata... părea că se consumau atâtea resurse și atâtea discuții pentru a fost un eșec formal, ca și studiile de fezabilitate care s-au făcut pentru cele 8 spitale regionale și care, după ce s-au cheltuit banii, au rămas îngropate, au îngropat banii în nimic, adică în studiul de fezabilitate. Știți foarte bine că în perioada de care vorbeam am ajuns pe calea Poplăcii, am stabilit cam unde vrem să facem spitalul, într-o relație cu aeroportul, pentru că plecam de la ideea că am putea opera și pacienți
de afară care pe waiting list, în listele de așteptare urmau să fie amânați de... Nu rare ori se întâmplă în Anglia, de exemplu, unde există un sistem care asigură beverage, care asigură tot și care face ca pacientul, când îi vine rândul să fie operat, nu mai e, adică... Da, corect. E dus deja. Dar asta, repet, într-un sistem care iarăși vrea să asigure cam de toate. Sistemul american se cheamă libertarianism. E pe locul 35 din punct de vedere medical, pe locul 1 e Franța. Și te întreb unde ne-ar fi nouă mai bine. Nouă mai bine. Sigur că dacă făceam autostrăzi cu minerii, în loc să-i trimitem acasă, dacă făceam autostrăzi, dacă făceam spitale atunci când am făcut studii de fezabilitate, adică făceam ceea ce trebuia. Dacă ne preocupa învățământul, pentru că la ora actuală realitatea este că învățământul românesc, de diverse grade până la ultimele grade, până la doctorat, adică în sistemul Bologna, asigură o bună parte, și aici ar trebui să ne mândrim, din intelectualitatea europeană. Pentru că la ora asta, existând această efervescență și migrație intelectuală, migrație de creiere, de exemplu, neamțul nu primește la medicină decât oameni care au absolvit cu 10 sau cu 9,99. Pe restul ia mână. Păi de ce își permite treaba asta? Că din momentul ăla rezultă o producție relativ... Păi de aia, pentru că noi acoperim necesitățile în toată Europa și, repet, o facem cu abnegație. Dintr-un anume punct de vedere, sigur că este o altă pierdere pe care noi o adăugăm. Adică am investit în educație până la ultimul grad, după care pierdem și nu există o formulă compensatorie care să ne ajute. E un paradox foarte urât. Mai ales de când am intrat. Să avem oameni atât de bine pregătiți și un sistem în esență atât de prost. Că dacă renunți la cuvinte și nu te ferești de ele, asta e realitatea. Avem oameni foarte buni și un sistem care e... Nu, avem oameni remarcabil de buni, aș zice, disproporționat în relație cu sistemul, adică evident că invers proporțional cu sistemul, sistemul jugulează, dar trebuie să vă spun că în 1990, având eu o serie de relații din punct de vedere profesional cu Elveția, vreo câțiva ani, am fost avertizat că vom strica școala, că vom aduce droguri, că, mă rog, 1990. Personajul respectiv era șeful spitalului, un personaj cu un orizont extrem de larg, te aștepți cumva, dar era chiar mai larg decât orizontul unui elvețian obișnuit. Trebuie să vă spun că în Elveția mi-a și plăcut foarte mult ca și chirurg, mai mult decât colaboratorii lui, pentru că el se detașa cu o anumită doză de creativitate, inventivitate, ceea ce, să zic eu, că în rigoarea nemțească e un pic mai puțin frecventă. Dar în sine m-a avertizat că vom păți treaba asta. Cu toate astea, încă noi producem suficient cât mai producem, pentru că dacă stricăm școala în continuare, în ritmul ăsta, la un moment dat va trebui să ne apucăm de munca câmpului, adică de lucruri serioase. Nu? N-ați regretat niciodată că în atâtea oferte pe care le-ați avut n-ați rămas în afară? Nu am regretat, ce să vă spun, afirmația celui care 4 ani a insistat să rămân a fost: numai profesor nu poți ajunge aici din cauza că ești nou venit. Dar în rest, șef de secție, mă rog, vei fi al doilea om în secție, adică oferta așa a fost, vei fi al doilea om în secție, într-un spital județean era vorba, un spital cantonal, și vei putea să operezi, că văd că îți place, știu că îți place, iar eu o să mă ocup de congrese, și cred că ar fi o bună repartiție în sistem. I-am spus la vremea aia, decât să venim toți la binele vostru, mai bine ne dați câte ceva, și binele, în rău nostru, și da. Rămânem acolo și ne facem treaba cu o mână de ajutor. Ei erau dispuși să ajute, dar mai degrabă handicapații decât oamenii normali, plecând de la ideea că un om normal ar trebui să se bată, să se lupte, să
facă un efort semnificativ pentru propria lui devenire, am fost de acord, dar e foarte adevărat că în efortul ăsta elvețian am adus într-un județ 6.500.000 de dolari din Elveția. Ei au instrumentar în partea supraterană, în subteran au niște chesoane pe care le-am vizitat, că nu au nimic de ascuns, nimic. Sau nu au asta de ascuns. Intrai ca la Banca Națională, ușă groasă, circulară de 3 metri de diametru. Acolo aveau însă instrumentarul pentru situații de avarie. Sus îl aveau pe la care îl foloseau, jos îl aveau pe la care nu îl foloseau. De acolo ne dădeau nouă. Și de-aia am adus în 1993-94, am adus laparoscop într-un spital județean, când încă n-aveau decât vreo două spitale universitare la laparoscop, așa că antrenamentul meu a început destul de devreme. Mi l-au dat în nume propriu, dar eu l-am introdus în circuitul spitalicesc oficial. I-am și surprins pe unii, dar de ce fac chestia asta? Nu-ți faci asta? Tu o chestie, da. Asta. Păi fiindcă, încă o dată, componenta socială, după părerea mea, a medicinii nu este de neglijat. Adică e o profesiune liberală, dar un liberal adevărat își asigură liniștea în jurul lui și cred că liberalismul modern asta face. E, noi redescoperim liberalismul. Și roata și toate, sigur că și da, toate, da. Ce, și toate și celelalte. Și de regulă pătrată, pentru că asta e sistemul. Merge și așa. Poate Consiliul Județean, stă și Consiliul Județean, poate Consiliul Județean face mai mult decât face deja pentru Spitalul Județean din Sibiu? Poate, sigur. Nu. Întotdeauna este loc nu, pentru mai bine, dar vreau să vă spun că face. E o problemă de bani? Este și o problemă de bani, dar cred că e o problemă mai complexă. În general, există oarecare disponibilitate a Europei pentru specialitățile de o anumită factură, vezi ginecologia, vezi obstetrica, vezi neonatologia, unde s-a și făcut semnificativ și aici trebuie să recunosc că în cadrul Consiliului Județean, în formula asta complexă, cu USL, fără USL, da, cu, mă rog, cu tot felul de combinații, dar în sine s-a făcut câte ceva în Spitalul Județean și ar însemna, fiind acum liberal și în opoziție și atacând furibund, să nu fiu foarte corect. Ceva s-a făcut. Sigur că pentru chirurgie nu s-a făcut. Noi urmând să intrăm într-un eșalon nu știu care. Cândva. Și în așteptare, dar asta și pentru că specialitatea în sine, care este de fapt cea mai agresată de pacienți, de pacientul de urgență sau de pacientul cronic, are un anume nivel de acoperire în spitalele private, adică persoane mai cochete așa se vor duce în spitalul privat. Da. Toți cei din spitalul privat însă sunt produse directe ale spitalului județean, nici unul nu este coborât cu hârzobul din, da, da, evident, din cer, dar în sine condițiile de acolo, sigur, pentru cocheți e, da, știți, indiferent mai e o de sex. Da, mai e o chestiune. Da, cochetul se duce în privat, dar s-ar putea ca cel mai puțin cochet să aleagă să ducă la Cluj sau la Mureș. După cum bine știți, de fapt, trebuie să vă spun că în 98 am venit în Sibiu tocmai pentru că mi s-a spus de la minister, mi s-a spus de la Societatea Română de Chirurgie că se cam pleacă din Sibiu și că nu se știe de ce. Și nici nu apărem la congrese sibieni. Nu apărem cu niște realizări notabile. Cu deloc, adică. Da, mă rog. Nu apăream nici cu carte scrisă, nu apăream, eram relativ absenți. Dat fiind originea mea sibiană, adică dat fiind că mama are legături puternice în Avrig sau a avut. Am considerat că Sibiu este o formulă convenabilă pentru mine, mai ales că veneam cu, mă rog, dorința de a face ceva. S-a și întâmplat, dar, încă o dată, mecanisme tipice în medicină, nemedicale, dar tipice în medicină, au și ele ponderea lor.
În sine, pacientul care pleacă în altă parte, nu de puține ori este îndrumat de medicul dintr-o anumită specialitate, de medicul de familie eventual, spunându-i se acolo, ne batem cu mentalitatea asta, va trebui să venim și cu argumente, din păcate însă problema în sine avea niște origini colegiale, cu sau fără ghilimele, în relația dintre medicul respectiv și facultatea care l-a născut. Ah, okay. Și atunci e o parte din mecanisme. Alte mecanisme sunt mai puțin confortabil de ilustrat. Acum mă gândesc că există orgolii și într-o astfel de branșă. Cu certitudine. Pentru că valoarea unui medic este, de fapt, unul din obiectivele medicului respectiv. Iar unii caută să-și afirme valoarea lucrând, iar alții vorbind. Da. Dar e inevitabil și nu e numai pentru medici problema asta. Am profitat de prezența dumneavoastră aici în multiplele calități, și cea de medic, și cea de consilier județean, și cea de inventator. Am avut o discuție zilele trecute și mă gândeam să vă întreb dacă împărtășiți această opinie. Am avut o discuție zilele trecute cu o cunoștință comună, fost director al Spitalului Județean, fost parlamentar, medic, evident, cu Minerva Boitan, care îmi spunea, dom'le, e ok să vrei și să faci UPU nou, să faci și sistem de trafic prin interiorul spitalului, e ok, că trebuie să supraviețuiești cumva. Dar noi, ca și comunitate, avem nevoie de un spital nou. Eventual monobloc, ca să-i spun așa, deci nu multipavilionar. Ca lucrurile să se miște, să fie mai bine pentru toată lumea. Împărtășiți. E fără discuție că avem nevoie de un spital nou, un spital funcțional. Ca să aveți o imagine, circuitul uzual în spitalul județean trece prin blocul operator, prin blocul operator chirurgical. Ceea ce este inadmisibil din punct de vedere, numai că nu avem soluție. Asta este problema. Am încercat să limităm, să mai închidem. De ce? Contactul vizitatorului cu blocul operator, în mod evident, este un factor de risc semnificativ, cu o patologie microbiană semnificativă pe care o prind, mai ales în perioadele, să zicem, în care apar infecțiile endemice, mai lansăm o gripă, atunci intrăm în carantină, adică atunci se mai blochează, dar în rest, pe o idee a ministrului, pacientul poate să stea sâmbăta și duminica de dimineață până seara, în zilele de lucru de la ora 3 până la ora 8, la 20. Ceea ce face ca încărcătura pe care o au infirmierele, de exemplu, și care nu sunt normate pentru noua situație, ci pentru vechea situație în care vizitatorii veneau oarecum sporadic, păi eu n-am nimic împotrivă să-mi vină vizitatorii, dar dați-mi niște infirmiere în plus cu care să pot să curăț după ei. Corect. Și am dat un exemplu, minor cumva. Dar vin cu altul, am modernizat secția și am făcut rezerve, aproape toate saloanele sunt rezerve, sunt rezerve cu toaletă. Păi în momentul respectiv mie îmi trebuie infirmiere pe numărul de toalete, corect, nu pe corect. Numărul de paturi de bolnavi, pentru că înainte aveam o toaletă corect. În care intra o infirmieră, făcea curat. Sigur, condițiile erau medievale, dar acum am făcut-o și nimeni nu mă ajută să suplimenteze personalul. Și o lungă perioadă și acum lucrăm cu personal deficitar din multe puncte de vedere, începând cu asistentele. Extrem de tentate să plece din țară și nu am nimic împotrivă, să fiu sincer, ba și mizez la un moment dat pe această falangă pe care o avem afară și care vor desena o altă Românie decât cea pe care au desenat-o unii care... Păi da, o desenează tot acolo, nu o desenează, o desenează aici. Acolo, dar este vorba de români. Vreau să spun că în tot rău ăsta general există o părticică bună și de la care și sper, repet, ca România să-și recâștige, românul, să-și recâștige poziția, pentru că România este o zonă de interes, să nu credem că este o zonă lipsită de interes pentru unii sau pentru alții. Românul însă e cu sacrificarea românului.
Dumneavoastră credeți în însănătoșirea sistemului sanitar românesc? Trebuie. Pe ce termen? Trebuie. Îl prindem? Mult. Îl prindem, îl nu? Prindem? Dumneavoastră, da. Doamne, doctor, mulțumesc pentru întâlnirea din această seară. Sper să ne revedem curând. Doamnelor și domnilor, luăm o foarte scurtă pauză. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Doamnă, domnilor! Suntem încă la seară final. Finalizată. Încă o seară încheiată. Mâine, doamnelor și domnilor, vă propunem două întâlniri de asemenea deosebite. O să-l revedeți aici la emisiune pe primarul orașului Copșa Mică. Vine să ne spună cam cum se încheie anul la ei. Și de asemenea revine la emisiune rectorul Universității Română-Germane, profesorul Gheorghe Bichicea.